La centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte Sculeni, Republica Moldova, a avut loc marți 16 februarie 2021 o acțiune social-filantropică organizată de către Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. La inițiativa arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, persoanele aflate în grija centrului, multe cu probleme grave de sănătate, au primit hrana pentru cele trei mese, mic dejun, prânz și cină. În sala de mese a așezământului s-a oficiat slujba parastasului de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță. Aleluia, aleluia, aleluia. Și ceea ce este de folos tuturor elănuie, unul de ziditorul de odihnește, Doamne, sufletele adormiților. Toată greșeala cea de voie și cea fără voie. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților, ochilor tăi. Au mai slujit protosinghelul Iorest Goraș, secretarul Mănăstirii Hadâmbu și părintele Vasile Țarcă, misionar de caritate în cadrul Spitalului de Psihiatrie și pentru măsuri de siguranță Pădureni Grajduri, județul Iași. La slujbă a asistat și părintele Nicolae Tverdostup de la parohia Acoperământul Maicii Domnului Romanov ca protopopiatul ungheni Arhiepiscopia Chișinăului, cel ce a intermediat organizarea celor trei mese oferite de Mănăstirea Hadâmbu. La finalul slujbei de pomenire, părintele stareț Nicodim Gheorghiță a ținut un cuvânt în care a făcut referire la motivele pentru care a revenit în centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte Sculeni. Și mă gândesc la suferința dumneavoastră. Deseori trebuie să ne gândim și la seminii noștri care sunt în suferință grea, care sunt în încercări grele și să ne uităm fiecare dintre noi, fie slujitori, fie creștini, avem părinți dragi care trebuie să-i cinstim și să-i iubim atât cât sunt în viață și după ce vor pleca la Domnul. De aceea rog pe milostivul Dumnezeu să vă dea multă, multă răbdare, să puteți duce crucea în grea suferință. Să nu uităm de fiecare dată să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Și pentru această suferință, că Dumnezeu este iubire. Și Dumnezeu pe cine iubește, El și încearcă. Și putem să considerăm și să gândim tot timpul, Doamne, pentru păcatele mele mi-ai dat această suferință grea. Ajută-mi, Doamne, necredinții mele, ajută-mi, Doamne, să pot duce crucea și să nu cârtesc. Fiindcă omul, din păcate, își poate pierde sufletul și ultima secundă. În fiecare rugăciune a frăților voastre, un Tatăl nostru, Psalmul 50, poate îl știți, spune și Dumnezeule, care știți carte, știți o rugăciune, Paracliso Maicii Domnului, să vă rugați să vă dea Dumnezeu răbdare în suferința grea. În același timp, arhimandritul Nicodim Gheorghiță a apreciat jertfa ostenitorilor din centrul de la Sculeni, pe care i-a încurajat în misiunea pe care o desfășoară zi de zi. Iar cei care conduc această instituție să le dea Dumnezeu tărie și putere, plăcut lucru faceți cei care sunteți ostenitori și angajați acestui azil, care căutați și îngrijiți acești părinți dragi, acești bunicuți, la rândul lor, poate că au avut și în viață cât au stat în sat sau ne-au locuit, nu o viață așa ușoară. Dumnezeu să aibă milă de fiecare în parte și să vă dea răbdare, să vă dea milostivul Dumnezeu sănătate, să vă dea Dumnezeu în sfârșit creștinesc. Trebuie să avem grijă de bătrânii noștri, de bunicuții noștri, ca de sufletul și lumina ochilor noștri. Fiindcă părinții noștri sunt un dar de la Dumnezeu. Așa că să-i cinstim câte avem în viață. Și vor da răspuns amar copiii care nu-și respectă părinții care i-au născut și crescut.
Este foarte greu și dureros când o mamă și un tată și un bunel ajunge la o vârstă înaintată când nu mai poate să stea și să moară în casa lui. Mi-am iubit foarte mult părinții. Și cei care nu au părinți în viață, Dumnezeu știe starea lor sufletească, dar care avem să-i prețuim și să-i respectăm. Când trecut, când eram copil și în copilărie, noi luam binecuvântare la mama și tata. Binecuvintează-mă mama și tată, cu toată bucuria când am să mai pot. Din puținul care trimite măicuța Domnului în Sfânta noastră mănăstire, am să vă mai cercetez. Atât pe frățile voastre, cât și pe ceilalți care au o mare nevoie de noi. Rodica Hariu, psihologul centrului, și-a exprimat bucuria pentru că Biserica Ortodoxă Română, prin intermediul Mănăstirii Hadâmbu, a oferit pe lângă masa caldă un gând de solidaritate și de încurajare pentru oamenii rămași ai nimănui, dar neuitați de Dumnezeu. Biserica noastră este o mare plăcere, chiar și pentru noi, pentru că deși înainte veneau în ospiții foarte mulți reprezentanți diferiți servicii, acum nu prea vin, nu că sitem, dar se feresc de contact cu noi, cu beneficiarii. Prezența noastră, vizita noastră cu donația care ați făcut-o este foarte bună. Beneficiarii, clar că ei mănâncă un meniu foarte bun și bogat, dar nu toată ziua chiar primesc asta și bucurie. Ați văzut că am avut beneficiari și cu lacrimi noi, care ascultând toată slujba aceasta plângeau. Ați văzut emoțiile lor de pe față, erau foarte bucuroși, foarte, care, eu știu și, nu veseli, mă rog, dar surprinși, hai să spunem așa, și noi am fost surprinși. Vrem chiar, nu că vă rugăm, venim poate cu un mesaj la toți care au posibilitatea să mai vină, nu cu numerică, cu donații, cu vizită. Ei sunt în vârstă, ați văzut că sunt în vârstă și le este plăcut orice vorbă bună, orice întrebare, care poate nu și întrebăm în toată ziua, dar nu așa cum întrebați dumneavoastră vizitatorii. Dimineața au fost, nu știu cum să spun, mule, dacă spun și mule la voi, da? Au fost mule cu lapte, cu safalade, unt, ofert, deci asta a fost dimineața. La amiază au sarmale, cu felul întâi ciorbă, au banane, portocale, struguri, la suc, da, deci la băutură suc, colăcei, pe care seara este pește cu terci din hrișcă, mi se pare că, da? Hrișcă. Deci și la fel, cu ori ceai, ori la, nu, mai de ori ceai, seara e ceai. Și atât, este foarte binevenit asta. Bucuria și emoția s-au putut citi pe chipurile celor ce au asistat la slujba de pomenire. Cu toții și-au adus aminte de tradițiile sfinte moștenite de la înaintași și de cei dragi mutați în lumea veșniciei. Raza de nădejde le-a inundat sufletele greu încercate de boală și de singurătate. În această zi friguroasă de iarnă, inimile beneficiarilor din centrul de la Sculeni au fost cuprinse de dragostea ce le-a încălzit sufletul.